Eliberarea biletelor se face până în data de 19 iulie 2024, conform planificării care este anunțată telefonic fiecărui beneficiar. Au rămas 11 bilete pentru care nu au fost solicitări în stațiunile Buziaș, 5 locuri, Ognașu -Gatag, 1 loc și St. George, 5 locuri. Contribuția individuală a unui bilet de tratament este de 50% din cuantumul brut al pensiei, inclusiv din pensia brută acordată, dacă beneficiază de drepturi de pensie din alte sisteme neintegrate sistemului public de pensie. În cazul pensionarilor care au și calitatea de asigurat, contribuția individuală este de 50% din cuantumul brut total al drepturilor de pensie și câștigul brut de natură salarială care a constituit baza de calcul a contribuției de asigurări sociale din luna anterioară celei în care se face repartiția. Biletul de tratament se eliberează personal titularului pe baza actului de identitate. Acesta va avea asupra lui cuponul lunii iunie 2024 și biletul de trimitere de la medicul de familie. Plata contribuției individuale se poate face numerar sau cu cardul la ghișeu bilete de tratament balnear.